Zeci de persoane specializate în apele Oltului au fost prezente la aniversarea de la administrația bazinală Olt, acolo unde a fost sărbătorit un secol de la înființarea primului departament de ape din țară. Cei mai în vârstă au depănat amintiri din perioada din care au lucrat aici, ce probleme au întâmpinat, dar și cum au rezolvat problemele cu care se confruntau zi de zi. Evenimentul a fost organizat în cadrul ședinței Comitetului de Bazin Olt la sediul din Râmnicu-Vâlcea. Aniversarea unui secol de la înființarea primului departament de ape din România îmi oferă plăcuta ocazie de a mă adresa dumneavoastră celor care au contribuit și contribuie la activitatea de gospodărire a apelor, o activitate esențială pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale a României. În secolul care a trecut, lumea în general și România în special s-au schimbat foarte mult. Nevoia de apă, ca resursă și generatoare de energie, a crescut foarte mult în acest interval de timp, mai ales după anii 60. Aceasta a generat realizarea unor mari lucrări de infrastructură în domeniul apelor, dar mai ales a condus la necesitatea unei planificări și administrări corespunzătoare. Ce am denumit acest material? Apa Agenției Naționale. Apa este o funcție națională care trebuie păstrată, gospodărită și apărată ca atare. Apa este seva vieții pe pământ, spunea Leonardo da Vinci. Fie că sunt râuri sau laturi, apele sunt ființe vii. Ca și oamenii, erau nevoie de un mediu sănătos să se dezvolte, să trăiască și să respire. Relația dintre om și apă reflectă relația dintre om și propria lui viață și sănătate, iar viitorul la timp, minte sănătoasă, corp sănătos, poate fi completat prin apă sănătoasă pentru o viață sănătoasă. Marele civilizații au apărut și s-au schimbat de-a lungul cursurilor de apă. Apele le asigurau hrana de zi cu zi și bunăstarea. Astăzi, aproape că nu există activitate pe care oamenii să o desfășoare fără apă. Mulți dintre noi nu conștientizăm cât de vulnerabil este resursa de apă, mai ales cea de suprafață. În România, peste 70% din apa destinată consumului uzual provine din apa de suprafață. Din acest motiv, riscurile la care este expusă această resursă de apă sunt majore, de la poluări accidentale și până la accidente de orice fel. Evenimentele petrecute de-a lungul istoriei națiunilor, secete, inundații sau poluări, dar și modul neuniform și limitat în care se distribuie resursa de apă pe planetă, i-a determinat pe oameni să înțeleagă faptul că apa este o resursă epuizabilă și vulnerabilă.